Ziua de 13 decembrie este în fiecare an prilej de sărbătoare pentru Seminarul Teologic Ortodox din Suceava, Sfântul Ierarh Dosoftei fiind cinstit printr-o serie de evenimente la care participă profesori și elevi ai instituției de învățământ, dar și oameni de cultură. De dimineață, în ziua sărbătorii ocrotitorului spiritual, în paraclisul seminarului a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească. Profesorii și elevii Seminarului Teologic Ortodox din Suceava și-au cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată în paraclisul instituției de învățământ de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul le-a vorbit elevilor despre importanța studiului, urmând exemplul Sfântului Dosoftei. Anii de studiu din seminar și apoi din facultate, dar eu mă refer la seminar, sunt ani binecuvântați de Dumnezeu în care dumneavoastră aveți timpul, dispoziția și ajutorul pentru a acumula cât mai mult și din orice domeniu. Lectura extinsă vă va ajuta să aveți posibilitatea de a interacționa cu oameni de diferite categorii. Veți avea subiecte de discuții, veți ști cum să abordați anumite teme. Veți ști să înglobați o informație din istoria bisericească în cadrele istoriei din perioada respectivă, din perspectivă laică. Ca atare, de la Sfântul Ierarh Dosoftei, de la Sfinții Trei Ierarhi, care pe vremea lor au dobândit tot ceea ce se putea dobândi de la școlile, de la instituțiile de învățământ laic, bineînțeles, avem de învățat, aveți de învățat, profitați de timpul pe care Dumnezeu vi-l pune înainte, de oamenii, de profesorii, de bibliotecile, de cărțile la care aveți acces pentru a vă îmbogăți cunoștințele. Pentru aceasta să-l rugăm pe Sfântul Ierarh Dosoftei, ca dumneavoastră din această instituție privilegiată prin ocrotirea Sfântului Ierarh Dosoftei să creșteți frumos, să ieșiți la propovăduire în ogorul mare al bisericii și să ajungeți păstori, păstori buni, după chipul sfinților ierarhi păstori și mai ales după chipul Domnului Hristos, păstorul cel bun. Sărbătoarea Sfântului nostru ocrotitor este ziua în care, prin excelență, îi aducem aleasă mulțumire și îl rugăm să rămână prezent prin rugăciunile sale în viața noastră și să ne călăuzească în continuare către valorile pe care Sfântul Mitropolit Dosoftei le-a iubit, le-a trăit, să ne călăuzească către Hristos, Mântuitorul nostru. Seminarul teologic de la Suceava e așezat sub ocrotirea nu doar a unui mare cărturar, ci a unui suflet care poate inspira și poate determina transformări fundamentale în tinerii noștri seminariști. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul nostru drag, am găsit de cuviință să scoatem la lumină cântări ale sfinților români, cât și valoarea cântărilor unor compozitori și protopsalți români, precum Sebastian Barbu Bucur, Teodor Vestupcanu și Dimitrie Suceveanul. Din creațiile deosebite ale părintelui Sebastian Barbu Bucur, am desprins slujba Sfântului Ierarh Dosoftei, al cărui ocrotitor noi seminarul sucevean îl avem și pe care cu multă dragoste astăzi îl sărbătorim. Nădăjduim că dragostea, munca și jertfa elevilor seminariști depusă pentru alcătuirea acestui album va aduce mult folos duhovnicesc celor care îl ascultă. Din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a oferit părintelui arhidiacon Bogdan Mihai Hrișcă Ordinul Crucea Bucovinei.